Primul zbor cu un prototip de taxi cu 5 locuri a fost testat în Germania, iar dezvoltatorii proiectului îl consideră un adevărat succes. Compania speră să îl pună la dispoziția consumatorilor începând cu anul 2025. Acesta este singurul vehicul aerian electric capabil atât de decolare și aterizare verticală, cât și de zbor pe orizontală. Aeronava alimentată de baterii și acționată prin telecomandă a decolat pentru a doua oară de pe un aeroport din München. Proiectarea și construirea au durat mai puțin de 2 ani, iar aeronava urmează să servească drept model pentru producția în masă. Concurența va fi însă mare. Sunt deja mai mulți producători de renume care se întrec să dezvolte taxiuri zburătoare cu care să revoluționeze modul în care călătoresc oamenii. Între aceste companii se află Airbus, Uber sau Rolls-Royce, dar și o serie de startup-uri americane și europene.